Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Invitatul meu de astăzi este un om frumos și iubit de o lume întreagă. Face parte din generația de aur a fotbalului românesc. A fost cel mai elegant fotbalist român, un fotbalist exemplar. A devenit idol pentru talent, disciplină și pentru omenia sa. Un fotbalist, aș putea să spun, enorm pentru România. Dragi telespectatori, cu siguranță îl cunoașteți pe Miodrag Belodedic. Elegant și muncitor, așa cum îi se spunea pe teren, domnule Belodedic, îi se spunea căprioara. O să ne spuneți de ce. În orice caz, dragi telespectatori, Miodrag Belodedic este un om mare pentru România. Bine ați venit în emisiunea Povești de Viață, domnule Belodedic. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc eu în numele tuturor celor care și-au dorit să veniți în emisiunea noastră, pentru că este adevărat. Cred că e premieră pentru emisiunea Povești de Viață, când un fotbalist vine și în emisiunea mea. Și pentru mine contează foarte mult. Păi nu știu dacă n-am mai fost niciun fotbalist până acum. Până acum nu. Au fost avocați, au fost medici, au fost din diferite alte domenii de activitate, dar... Am deschis, înseamnă că am deschis drumul eu. Da. Sportiv cu fotbaliști. Toată lumea vă cunoaște, știe, toată lumea știe cine sunteți. Nu știu câți, în schimb, vă cunosc așa povestea de viață, să știe de unde vine Miodrag Belodedic, de unde a plecat el, din ce zona țării noastre a plecat. De unde sunteți, domnule Belodedic? De unde sunt? Dintr-un sat foarte frumos, așa spuneam și spun încă, din comuna Socol, județul Caraș-Severin. Ca să fiu mai... ca să știe lumea unde se află, se află unde intră Dunărea în țară, în România, de la Sârbia, în România, la lângă Baziaș. Baziaș, deci sunteți undeva la graniță. La graniță, exact la graniță. Deci din satul meu nu mai ai unde să mergi mai departe. Deci, și uite, acolo s-a născut un om care timpul a demonstrat că va ajunge foarte cunoscut în viață prin profesia pe care a derulat-o, prin ceea ce ați făcut, domnule Belodedic. Și ce pot să vă spun? M-am născut în acel sat, nu știam unde o să ajung, dar... unde vă va duce timpul. Unde mă va duce... viața. Viața, da, și... Dar mi-a plăcut foarte mult mingea. Când eram mic, mi-aduc aminte foarte mult. Mi-a plăcut mingea. Mai aveți frați? Frați mai aveți? Da, mai am două surori. Două surori, mai e mare? Mai mare și una mai mică ca mine, da. Suntem trei copii în familia Belodedic. Da. Și în acel sat am născut, acolo am trăit până la 14-15 ani. 14-15 ani, dar spuneți-mi... cum am spus mai devreme, v-a plăcut mingea. Vă evidențiați încă din copilărie, adică băteați mingea pe maidan, copil, nu ca orice copil. Înainte, asta era jucăria noastră. Mingea și tot felul de... Da. Mă jucam foarte mult cu mingea. Foarte mult. Și primeam și bătaie de la mama, de la tata. De ce? Pentru că mai făceam timp, și prostii, mai pierdeam timp, mai fugeam de acasă să joc fotbal, mai spărgeam cât un geam, să nu mai pereți și foarte multe. Și eu cred că și din cauza asta am ajuns eu așa fotbalist, pentru că mama mă mai dădea câte una. Dar am crescut într-un sat, într-o familie, unde cu bunici. Da. Tata a fost șofer de autobuz, mergea cu minerii care munceau la Moldova Nouă, erau minele, și ducea cu autobuzul. Bunicul era cojocar de meserie. Așa, am aflat eu, citit undeva. Da, cojocar de meserie, muncea foarte mult. Aveam pământ. Deci o familie stărită la vremea aceea, pentru că... Stărită. Ba da. 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 Bunicul era bine plătit, da. Făcea cojoace de iarnă și... Da. Dar l-ajutați? Conștientizați ce făcea concret? Aveați o stărită? L-ajutam, da. Avea nevoie de ajutor și cu cojoacele acelea le aduceau, țin minte că le aduceau când două
piei de oaie și el o finisa, o curăța, o punea la soare, o punea în apă, o scutea din butoi, o întindea. Întreagă procedură. Și făcea așa croială și eu, cine să-l ajute? Eu. Și câteodată de multe ori, nu câteodată de multe ori, nu îmi plăcea, pentru că mirosea urât și fugeam și mă duceam cu mingea și venea după mine și mă certa. Deci nu a fost prea, nu vă plăcea, mai degrabă ați fi preferat mingea, păi, fotbal. Păi, fiind normal. Copil, ce să... Da. Dar am fost, am trăit într-un loc frumos, aveam ape, mie îmi plac foarte multe râurile și când îmi dăm apă e ceva extraordinar. Dunărea era aproape, mergeam la baie să prind pești, trecea râul Nera care despărțea România de Serbia, da. Și acolo făceam baie, prindeam pești și mergeam la scăldat. E frumoasă. E, da, așa spun și eu, da, așa spun și eu că e frumoasă, dar am muncit mult, mult și pe ogor și toate... Asta, agricultură, care se făcea, totul făceam, știți. Bine, un copil, cum eram, bine, probabil se mai întâmplă și astăzi, dar vremurile acelea, cum să vă zic, autentice, într-adevăr, părinții aveau timp, bunicii îi responsabilizau pe copii, îi educau într-un fel, exact, și îi pregăteau, da, pentru, da, viață, nu? Da, țin minte că bunica mea tot timpul îmi spunea, eu eram preferatul ei și mă lăuda tot timpul și tot timpul mă chema să o ajut la, da, în grădină, muncele câmpului, da, și în casă. Să culegem, nu știu, ardei, roșii, aveam viță de vie, făceam vinul în casă, aveam 10 stup de albine, bunicul avea 10 stup de albine, îl ajutam, scoteam albine. Conta mult, da, da. Totul se făcea în casă. Da. Țin minte când se făcea vinul, țuica, mă trimiteau când eram mic să, cu lingură, să încerc țuica dacă este, dacă mă ustură sau nu, și dacă mă ustura, atunci le spuneam că mă ustură și știau că iese aia mai bună. Tăierea porcilor, iarna, era ceva extraordinar. De poveste, ați dorit să vă întoarceți în timp așa, să dați timpul înapoi și să retrăiți acele momente, pentru că, uite, au trecut foarte mulți ani de atunci. Au trecut foarte mulți ani și s-au schimbat vremurile. Nu mai așa cum era înainte, da. Deci nu, comunicarea asta între oameni nu mai este. Nu mai este. Foarte puțin, foarte puțin. Înainte era o comunicare când mergeau la săpat, asta, da, mă uitam la ei, mergeau la săpat, familii întregi și vorbeau, da, unul cu altul, mergeau la prânz. Exista bunătate, exista armonie, comunicarea, nu? Comunicarea, da, colaborau unii, da, cu alții, veneau se să, iubeau, să te ajute când profundă. Îți făceai ceva acasă, când mergeai la culegi de porumb, veneau să te ajute, tu mergeai la ei, deci era, da, ceva... Da, 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 da. Acum s-a pierdut. Acum... Spiritul ăsta. Și mai spune că s-au pierdut foarte multe lucruri. Da, mergeam la... Sărbătorile, Sfântul nostru, sărbătoream Sfântul Nicolae, Sfântul Casei era. Da? Da. Și în decembrie, pe 25-6 decembrie, și veneau rudele, masă mare, noi mergeam la ei, ei veneau la noi și tot. E, și acum, când mă duc acasă la unchiul meu sau la rudele care le am acolo... Părinții mama mai trăiește, da, taică meu a murit tânăr, 49, da, de ani, în, da, 94. Da. Da. Și obiceiurile astea încet, încet o să dispară, nu? Că nu, eu sunt... Da, dacă vă mai aduceți aminte când a fost ultima așa întrevedere cu toată familia în spiritul ăsta? Păi când, eu știu, în 80 și când în 80, 2, 3, 4, 5, 6... V-ați întors, sărim puțin peste o etapă. Eram la Steaua București. Erați la Steaua și v-ați întors, marele fotbalist s-a întors acolo. Da, mergeam în vacanță, de iarnă și de vară. Mergeam acasă. Da, și vă plăcea foarte, da, mult. Da, de Crăciun și îmi spuneau că trebuie să vin neapărat, nu știu cum, dar trebuie să vii de Sfântul...
Nicolae acasă, când era harul, sau cum se numește, al casei. Sfântul casei. Da, Sfântul casei, da, da. Bun, mai mergeam, dar na, jucând fotbal nu puteam să ajung tot timpul. Deci, domnule Belodedici, anii au trecut și ați ajuns, a terminat școala primară, gimnaziu, da, și l-ați dus la liceu. Uh-huh. Unde ați ajuns? Școala primară am terminat în comuna Socol. Da. Și clasa 9 și a 10 la Moldova 9. Da. Moldova 9, orășelul la vreo 30 de kilometri, 20 asta de kilometri. Asta vreau să știu. Destul de bine, era nici departe, era cu cât de cât bine. Da, da, stăteam în internat. Da. Și când m-am înscris la în clasa 9, m-am dus la clubul Minerul Moldova 9, așa se chema clubul, Minerul Moldova 9, care juca în divizia a doua, și m-am înscris la copii și juniori. La juniori. Da. La copii și juniori și am început să mă antrenez. Dar v-ați înscris dumneavoastră sau v-a descoperit cineva? Cum a fost? Nu, m-am înscris eu. Da. Dar mai jucam în sat. Directorul școlii de la comuna Socol tot îi spunea lui tata să mă ducă la fotbal, că știam să joc fotbal, să jucam în școală și mă vedeau și eram... Și într-o zi tata cu doi prieteni m-a luat și m-au dus la Moldova 9 ca să mă vadă, să dau o probă. Da. Și mi-au spus când termin clasa 8 să vin să mă înscriu la fotbal. Și m-am înscris la fotbal 15-16 ani. Da. Am jucat la juniori. Și acolo, în Moldova 9. Da. Și care a fost pasul? Cum ați ajuns în București? Sau nu, cred că ați avut un alt traseu. Am avut un traseu, mi-ați povestit ceva. Deci am jucând la junior, la un moment dat, echipa juca în divizia a doua și divizia a doua trebuia să aibă un junior în teren, neapărat. Era obligatoriu să ai. Și m-au văzut și m-au chemat la echipa mare și m-au spus că o să joc ca junior în teren. Am jucat 8-9 meciuri ca junior în teren și eram divizia a doua, era o divizie foarte puternică. Am jucat cu Arad, am jucat cu Baia Mare, am jucat cu Dacia Orăștie, cu toate. Da, da. Și la un meci la Moldova 9, după ce s-a terminat meciul, s-a apropiat arbitrul, care era domnul Romeo Stâncan, s-a apropiat de mine, m-a chemat la o parte și mi-a dat un bilețel cu un număr de telefon și mi-a spus să mă duc acasă și să sun cu tata, să-i dau lui și să sune la acel număr. A sunat la acel număr și era de la Pitești, de la Fece Argeș. Fece Argeș, da. Mă, tata a vorbit, s-a auzit prin sat că s-a lăudat, da, că uite, băiatul meu, uite ce a primit. Da. Și oamenii de acolo au sărit pe el, că eu mai jucam în sat și eram tânăr, dar au sărit, s-au bucurat. Și când tata nu voia sau de ce? Nu, tata era cu munca lui, că nu prea mă urmărea el. Sau ce spune? Lasă fotbalul, că nu ți-aduce bani. Asta îmi spunea bunicul. Bunicul spunea. Tata, pentru că el deja avea o meserie foarte bunicul bănoasă. Bunicul spunea, lasă mingea, că nu o să-ți dea mingea să mănânci. Da, da. Și ai grijă să... Bine, că el era... cojocar plătit bine, vrea să nu se gândea să îi preiau eu, că era, îmi spunea tot timpul, e foarte grea, era săracu tot timpul, murdar cu vopsele și tot, și s-au dus la Moldova 9, au chemat și a zis într-o zi, a zis, pregătește-te că mergem la Pitești. Bun. Da. Și am plecat la Pitești. Acolo m-au dezbrăcat, am făcut un antrenament, țin minte, cu Grașii Dobrin, era și Radu Doi și toți Piteștiul, Fece Argeș, era o echipă. Și i-au spus să mă lase acolo. Și m-a lăsat, a plecat și am rămas acolo. După o lună jumate,
după o lună jumate, antrenorul era Florin Halagian și cu nea Leonte Ianovski. Da. Au plecat la FC Olt și s-au gândit să mă ia și pe mine la FC Olt. Am înțeles. Și am fost și la FC Olt, tot așa, o lună, două. Făceam antrenamente cu echipa mare, echipa era în prima divizie. FC Olt era cunoscută la vremea aia, la fel, nici nu știu dacă mai există acum. Nu mai există, da. Era Slatina mai mult. Da, FC Olt era un sat. Da. Și la un moment m-au chemat și la un moment dat mi-au spus să-mi fac bagajul și să plec la București. La București, la tribuna a doua, la Luceafăr. Era lotul național. Da, da. Deci lucrul ăsta s-a petrecut într-o perioadă de câteva luni, da, adică câteva a stat luni, câteva da. Luni la Argeș și la Olt, da, și da, după da, care și imediat după traseul a fost către București. Da, foarte rapid. La echipa națională da. Și m-am pregătit, am ajuns la 23 august, tribuna a doua, acolo unde m-a așteptat era antrenor Nea Toma Costica, care stătea foarte aproape de aici. Da? Și cu domnul Pigulea și am ajuns la și am rămas la echipa națională un an, aveam 17 ani. De 17 ani încă 17 minor. Erați minor, și nu ceva, erați major. Ceva luni, da. Și am rămas la echipa națională până la vârsta de 18 ani. Când am împlinit 18 ani, Nea Toma, care era antrenorul nostru, tot țin minte, m-a întrebat tot timpul unde mi-ar place să joc. La Dinamo sau la Steaua? Și cu ce echipă țin? Da. Și spuneam, eu țin cu Steaua, mie îmi place Steaua, idolul meu de fotbalist era Nea Ștefan Sameș, Nea Fane Sameș. Și îi spuneam, Nea Toma, dar eu trebuie să mă întorc la FC Olt. Și îmi spunea, lasă FC Olt, ce FC Olt? Unde? Nu vrei aici. Să joci la Steaua? Zic, păi, bun, eu vreau. Da. Și când am împlinit 18 ani, cu antrenorul de la Moldova Nouă, care era tot din București, un Olimp Mateescu, a venit și el în București, m-a chemat la el și am dormit la el seara, dimineața ne-am urcat în tramvai de acolo, de la stadionul național, unde acum acolo stătea în zonă, chiar era strada, nu puteam să uit niciodată, strada se chema Socului. 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 Socului, da. Ca și Socol al păi Socului. Păi de asta m-am gândit așa, că puțin se asemănă. Da, și eu Și ne-am trezit, ne-am urcat și cu tramvaiul, cu autobuzul și cu tramvaiul direct în Ghencea m-au dus. Ghencea, da. La clubul Steaua și acolo am vorbit cu domnul Alexandrescu, dacă vreau să joc la Steaua, dacă eu mă gândeam că tata nu vrea să plec de acolo, tot timpul mă întreba când termin la București, când vii acasă, când... Deci gândul tatălui ăsta era, te duci, faci da, și da, te el, acasă. El da. După aceea și-a dat seama și a zis că bun, dacă ești așa de bun și joci fotbal, să vin acasă și să mă duc la Timișoara, că Timișoara era mai aproape. Mai aproape, da, să vin da. Acasă, să fiu mai aproape de casă. Da. Și mi-a dat telefon și am zis, păi nu mai pot să vin, că eu sunt la Steaua. Da. Ce e Steaua? Nu știu. Steaua norocoasă, uite, vedeți? Da, Steaua. Ați avut parte de mai multe stele da. Pe traseul. Aveam, da. Nu? Da. Eu, da, ceva incredibil, așa, da. Aveam două stele. Ce destin? Când eram mic, țineam prima echipă pe care am iubit-o și țineam cu ea, era Steaua Belgrad. Steaua Roșie, Steaua Belgrad. Am înțeles. Pentru că aveam televizor acolo lângă graniță. Și prindeați foarte ușor. Prindeam programul Iugoslav, da, tot timpul. Și mă uitam la meciuri. Am foarte multe rude în Serbia și am fost odată de mic cu tata la un meci, m-au dus și pe mine și era ceva. Da. Deci visați să ajungeți acolo, totuși. Da. Dar destinul v-a dus către Steaua, destinul norocoasă din România. Steaua, da. 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 Și... și asta a fost... Te-a fost integrat rapid la Steaua? Cum a fost? Păi am venit, da, prima zi, la primul antrenament, când am ieșit, i-am văzut pe toți.
Venea Fane Sameș, Florin Marin, Mateo Angelini, erau jucători. Uh-huh. Nea Puiu Iordănescu încă juca, încă era în activitate și... Ați visat vreodată că veți fi alături de ei la vârsta aia? Ați visat că de asta ați ajuns acolo? Visam, normal, eu visam, asta era gândul meu, să joc fotbal, să ajung Domnule la o echipă. Domnule Mio Drag Belodedi, spuneți-mă așa, în viață, un copil care pășește la un moment dat, nu știu, către ceva, trebuie să-și urmeze visul sau destinul face de așa natură astfel încât să te ducă acolo? Destinul, știți destinul? Cum e, destinul sunt și, tu trebuie să faci și ceva, oameni care ai în jurul tău, dar și tu trebuie să... Am avut... Da, și tu. Am avut și bune, dar și rele. Și dar rele. Nu chiar... Da, în fotbal am avut noroc. În fotbal am avut noroc. Da. Dar eu cred că e cel mai important să ai niște oameni lângă tine care știu ce să ceară, știu cum să te ducă și cum să te crească. Da, că da, trebuie da. Centralizarea pe care am avut-o noi, asta ne-a ridicat, centralizarea. Un sportiv de performanță trebuie să fie centralizat. Nu merge să meargă acasă, să vină, să meargă, să vină. Oricum există o disciplină, de asta ați și fost... de fapt, ați intrat în istorie ca un om care a iubit, sau nu știu cum să spun, disciplina. Deci un om disciplinat, nu, am fost, eu am fost. Toți fotbaliștii sunt așa. Am fost disciplinat și la școală. Eu n-am... lipsit de la școală, dacă știam nu știam, eu nu am chiulit, cum se spunea, nu? Mergeam, eram la antrenamente, la școală, eram foarte... Erați un copil conștiincios. Da, conștiincios și nu lipseam, eram cu minte, eram un băiat care știa să execute ordin, nu făceam comentarii, executam și asta era... Da, și modestia v-a caracterizat tot timpul. Se poate schimba un om? Adică, uite, vă dau exemplu pe dumneavoastră. Așa cum ați spus. Destinul, nu? Se poate schimba. Da, dar privitor la modestie, la eleganța lucrurilor pe care le face. Trebuie să, eu știu, nu știu, e foarte greu. Trebuie foarte greu. Să știi, când ești tânăr, nu poți să știi multe. Când se te oprești, dacă e bine, dacă nu. Am avut și câteva... eu știu, decizii în viața mea care... N-au fost prea plăcute? N-au fost plăcute, dar am avut și plăcute. Care a fost așa decizia aia un pic greșită? Păi, nu știu. Acum, știți cum e, cum... Vizează latura profesională sau... Și amoroasă și... da. Viața. Ne pune la încercare. Profesională, nu. Profesională am avut noroc. Da. Am avut noroc. Noroc. Și ați ajuns la Steaua. Cât a stat la Steaua? Cât a stat acolo? În 82 am ajuns la Steaua și am stat până în 88. Deci 82-88, 6 ani. Da. 6 ani, dacă calculez corect. 88. Știți cum e? Erați talentat, erați un copil foarte bun, dar sunt, nu mă pricep, e adevărat pe linia asta, dar sunt laturile astea tehnice. Le învățați, le furați? Cum se întâmplă? Lucrurile astea se fură de la fotbalist sau le înveți, învață cineva? Păi te și învață... Ce rol ați avut dumneavoastră în teren? Păi mă uitam și eu la cei mai în vârstă, cei mai bătrâni, cum fac, ce fac și... primim și... Deci te învață. Teoria... O primim și o auzim, dar una e să o auzi și să o vezi și alta e să o simți în teren și să o faci în teren. Am înțeles. Și trebuie mult antrenament. Antrenament. Perfect. Dragi telespectatori, o scurtă pauză de publicitate și revenim. Revenim imediat. Vă mulțumesc. Acest dispozitiv este bun dacă îl ții aproape de tine, 2,5 metri. Când obosesc prea tare, stau prea mult în picioare, mă doare coloana. Și atunci, dacă mă duc în pat și mă întind și îmi pun torserul la coloană, îmi trece aproape imediat, cam în 10 minute, un sfert de oră. Torsul m-a ajutat foarte rapid, în cazul durerilor de inimă. Cum l-am pus în zona inimii, jumătate de oră,
Nu mai mă durea mușchiul, oricum la inimă, așa, deloc. Adică m-a lăsat foarte repede, imediat. L-am testat timp de 2 săptămâni, l-am purtat asupra mea. Mi-a amplificat biocâmpul vital în așa fel încât am avut o rezistență mult mai mare la expunerile pe care le știu din viața mea și care de obicei știu când mă obosesc. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. De multe ori m-a durut capul, ocazional, deci m-am necăjit sau s-a întâmplat ceva, m-a durut capul și în acest caz l-am folosit, într-adevăr, și să știți că cu rezultate bune. Am folosit o banderolă de pus pe cap, l-am pus sub bandă și mi-am văzut de treabă. Mă durea foarte tare mijlocul, picioarele. Nu mai puteam să merg, mergeam în 2 bastoane, din casă nu mai ieșeam, medicamente am luat destule, nu s-a rezolvat nimica și atunci am zis singurul lucru care pot să-l mai încerc este torserul. Și am văzut că după o lună jumate dă randament. Atunci m-am hotărât să mai iau 2. Pentru mine torserul a funcționat și vi-l recomand și dumneavoastră. Deci eu vă sfătuiesc pentru orice problemă de acest tip, un torser este un bun la casa omului. Am revenit, dragi spectatori. Invitatul meu de astăzi, așa cum ați văzut și cum l-ați ascultat, domnul Miodrag Belodedici. Aș vrea, domnule Belodedici, să spun ceva așa într-un minut, să ne mândrim cu tot ce ați făcut dumneavoastră. Deci ați trecut așa prin 6 campionate interne, 4 cupe ale României, 2 cupe ale campionilor europeni, 1 supercupă a Europei. O cupă intercontinentală, corect, da? Intercontinentală, da. 3 titluri de campion al Iugoslaviei, o participare la un campionat mondial, 2 participări la campionate europene, jucător al Stelei, așa aici rămăsesem cu povestea noastră, da. După care ați mers la Steaua Roșie Belgrad, al echipelor spaniole Valencia, Valladolid, da, Valladolid. Da, și Villarreal. Villarreal, da. Și ați mai mers în Mexic la Atlante. Atlante. Deci, pe scurt, am spus eu așa, o parte din CV-ul dumneavoastră, cum zicem noi, un fotbalist enorm al României. Așa da, sunteți. Da, și după Atlante din Mexic, m-am reîntors la prima mea iubire, Steaua București, acolo m-am și retras din activitatea fotbalistică. Da, dar până v-ați întors dumneavoastră, ați mai petrecut mulți ani la toate aceste echipe și aș vrea așa trecător să vorbim, pentru că îmi doresc ca telespectatorii noștri să mai știe ceva așa din lucrurile frumoase și bune pe care le-ați făcut pentru România, că de fapt dumneavoastră ați făcut pentru România în primul rând. În primul rând se joacă pentru familie, așa. Mama, tata, surori, rude, da. Și după aceea, bine, pentru clubul care joci, da. Și după aceea vine cine ajunge la națională, trebuie să joace și pentru România, pentru oamenii din România, pentru toată țara. Da. Da, da, da. Asta e. Dar spuneți-mi, după cei 6 ani petrecuți la Steaua, ați mers... Cum ați ajuns da, la am plecat în 98, așa, la Steaua Roșie. La Steaua Roșie. Am părăsit Steaua București. Încă era regimul de pe vremea aceea. Am părăsit și mi-am dus la a doua iubire, cum să spun. Și, deci a doua iubire, da, Steaua Roșie. Da. Și da, după un an am fost suspendat un an de UEFA pentru că am schimbat cluburile fără acord. Că nu eram transferat, am plecat așa. Nu vreau să vorbesc despre cum și... Bine, era în perioada comunismului, ați avut probleme pe linia asta. Nu știu, am citit undeva că ați fost condamnat în țară? Nu, n-am fost condamnat. Nu. Am văzut dosarul după aceea, după ce m-am întors, am început iar să joc pentru Națională, nu. Mi-au arătat dosarul și nu eram condamnat. Da, uite, vedeți, eram dezertor, că eram militar, eu eram, aveam gradul de locotenent și eram dezertor, am părăsit
Da, da, pentru că gradul acesta gradul, vi s-a dat pentru că erați la Steaua fotbalist, dar asta nu înseamnă că ați făcut armată. Ați făcut și armată? Nu, n-am făcut armată. Deci n-am. Armata a fost la club. La Steaua, jucând fotbal și... Da. Asta n-am făcut armată. Și cum a fost la Steaua Roșie? Cât a stat acolo? Păi am stat 3 ani. A fost frumos. Deci visul din copilărie mi s-a împlinit. Asta pot să vă spun, când închindeam ochii și mă gândeam la fotbal, vedeam stadionul ăla cel mare și lumea și nebunia aia și meciurile, știam toată echipa, aveam acțibilduri, aveam așa, peste tot și am ajuns în echipa pe care am iubit-o. Da. Și acolo ați câștigat... Da, când am început să joc, a început succesul, ceva extraordinar a fost. Am câștigat și cupa, campionatul, cupa Iugoslaviei, de 3 ani la rând am câștigat campionatul, am jucat în cupele Liga Campionilor. Da. Am ajuns iar în finală, am câștigat finală, am fost intercontinentală la Tokyo, am câștigat-o pe care am pierdut-o cu Steaua București. Da. Cu Steaua București am pierdut la Tokyo 1-0, da. Dar totuși n-a fost greu să jucați împotriva Stelei București? Păi n-am jucat împotriva Stelei București. Ați jucat, vă referiți că ați câștigat și cu Steaua București. Dar nu s-a întâmplat, vreodată să jucați împotriva echipei dumneavoastră din țară? Un meci amical după Revoluție au venit să joace un meci amical la Belgrad. Și cum v-ați comportat atunci? Ce atitudine ați avut? Sau ați lăsat la o parte că erați... Păi bun, da. Ne-ați favorizat echipa noastră? Adică... Nu știu cât a fost, cred că a fost egal. Da. Dar așa, un meci amical. Amical, dar v-ați gândit vreodată în timpul meciului, dar eu ce fac? Lupt pentru echipa pe care o reprezint acum? Da, mă uitam la culorile alb-albastre și... Da, am trecea prin minte așa multe momente ale... cu Steaua București, dar momente frumoase, momente emoționante. Și de neuitat. Da. Când eram mic, n-am câștigat nicio cupă, niciun campionat, nu la junior, niciun trofeu, tot timpul ne pierdeam de la Reșița, de la Timișoara, copiii ne învingeau, când nu aveam noi de la Moldova nou. Dar atunci, în copilăria aia, ați bănuit, ați visat că veți ajunge așa de sus? Păi nu, nu. Nu vă gândeați? Nu v-ați gândit niciun moment? Nu. Copilul acela a plecat? Păi nu știam unde... Nu știam. Nu știați destinul unde v-a duce. V-am spus, îmi plăcea foarte mult să joc fotbal și... Nu știu, jucam fotbal. Ce talent am avut cu mingea, nu știu. Aveam talent cu mingea, că n-aveam probleme cu mingea, asta era talentul meu, nu eram eu puternic să mă lupt, dar cu mingea eram și mă gândeam să ajung să joc odată la o echipă, prima divizie, cunoscută, nu știu dacă cunoscută, și eu m-am gândit de foarte multe ori să mă duc la Timișoara, că e mai aproape, să vin acasă, să stau și să... Dar... Uite că mi-am adus aminte, primii bani pe care i-ați câștigat, când, în ce perioadă au fost și ce ați făcut cu ei? Vă mai aduceți aminte? Păi da, primii bani care i-am câștigat, salariul care îl aveam de sergent major prima dată, salariul meu și mergeam să-l ridic și cu banii i-am ținut, țin minte că am fost cu troleibuzul, nu știu care, până în centru, până la Casata și... Am intrat la cofetărie să mănânc un profiterol, că era un profiterol, făcea un profiterol foarte bun. Și m-am dus să mănânc un profiterol, am mâncat un profiterol, am mai stat pe acolo, m-am plimbat, mi-era rușine să cer 2, că erau mari. Și m-am întors a doua ori, ca să nu fie aceiași vânzători, și am mâncat 2 profiterol. Și după aceea m-am dus la poștă să sun pe părinți. Părinții aveau telefon 52, numărul de 52 la socă. Telefoanele fixe, normal, cum era atunci. Și auzeam, trebuia să fac comanda București,
Reșița, Reșița, Socol. Da, dar prin centrală, și prin centrală, da. Și auzeam acolo în cabină, Reșița, Reșița, da, cine-i, care, Socol, da, Socolul, Socol, 5-2, Socolul și Socolul, da, cine-i, nu sunt acasă, asta, de multe ori mi s-a întâmplat. Da. Suna acasă, nu sunt acasă, stați puțin, sunt pe stradă, să ies, să-i chem, și să vină la poștă. Și se ținea linia ocupată? Și se ținea să mai, și venea da, mama să... sau da, venea da, și vorbeam da. Cu ei. Da, sau bunicul. Bunicul nu. Mai bunicul, greu. Nu, dar mai greu, da. Ce frumos. Uite, vedeți, astea sunt amintiri banii, nemaipomenite. Banii i-am păstrat. Dar v-ați ajutat familia așa? Au fost momente în care a fost nevoie să le ajutați nu, pe mama, pe tata? Nu. După ce a murit taicul meu, atunci am mai... Ați mai ajutat-o pe mama? Da. Am început să câștig bani și i-am ajutat, normal că... Dar banii v-au schimbat cu ceva, domnule Belodedici? Nu. Nu v-au schimbat. Banii nu, nu. Deci numai un om nu. Care iubește eu și... cu bani n-am nicio treabă. Da, dar vedeți, uite, da. Era ca și un sfat pe care să-l dați tinerilor care se vor uita la emisiunea noastră și care vă cunosc. Sau chiar dacă nu vă cunosc, tinerii, generația asta tânără, trebuie să-ți placă ceea ce faci, nu? Păi să-ți placă și să ai bun simț, să știi unde trăiești, cu cine trăiești, ce poți să faci, nu? Să faci tu ceva care te depășește. Că și eu puteam să-mi cumpăr, nu știu ce, mașină, să-mi cumpăr. Dar mă gândeam ce, că mi-era și puțin rușine față de oameni. Zic, ce să... Oamenii sunt așa, acum ce să... Așa, simțeam o... Da. Să le arăt eu că ce să... Și acum când mă duc acasă, acum avem de la Federație Mercedes-ul sponsorul care e da, și mă duc acasă și se uită și a, uite ce mașină și deja am început să mă privească altfel și deci, nu știu cum să le spun că nu... Dumneavoastră, vă gândiți de 10 ori de ce o să apar cu nu știu ce mașină în satul meu și oamenii de acolo sunt sau rundă. Deci rar am întâlnit astfel de oameni. Da, păi și când te văd așa, nu știu să stă, nu știu, să se opre și nu știu să se apropie de tine, că nu știu cum o să reacționez și câteodată mă uit la ei și prieteni și da. Stau și trebuie să mă duc eu spre ei să-i da. Spun ce, ba, să mă apropii, să-i ating, să deci, vadă că eu nu deci, m-am schimbat și nu m-am schimbat poziția în dar așa mă văd ei da, și da. Eu îl vedeam pe Neapui Iordănescu, pe Neafane Same și așa mă uitam la ei ca la deci haina, mașina, nu știu ce vilă nu poate schimba un om da? Nu poate. Foarte bine spuneți. Nu, de multe sper ori, să fie așa. De multe ori mergeam acasă după titluri câștigate și în Europa da. Și mergeam acasă și mergeam cu fratele lui bunicul meu la Bostan. Bostan, știți că cu Pepe Nicu da, aveau da, pământ da. Undeva sus și mergeam să-i duc calul să ară cu da, calul da, și da, cu da. Plugul. Și duceam calul, întorceam și când vedeau oamenii din sat, când mergeam cu căruța, cu da. Calul, îmi spuneau, ce faci, mă, ce tu, faci, tu te faci duci? Asta? Păi da. Mă duc, cum... Da. Păi cum te duci tu, mă, tu ești din București, cum să te duci? Păi... Tu mă de la dat... Steaua Roșie, de la, uite, atâtea, așa, da, și... Valencia și așa mai departe faci asta. Și trebuie să le explici că eu de acolo am crescut, acum nu mai știu ei, nu mai știu, știu, dar da, nu da. Mai poate să... Spuneți-mi, domnule Belodedici, pentru că timpul nu este deloc prietenos cu noi. Când v-ați îndrăgostit prima dată și păi, ce vârstă avea și când? Păi nu știu ce vârstă, vârsta de 26, 6, 7, atunci parcă, v-ați îndrăgostit, atunci m-am măsurat. Adevărat, atunci v-ați căsătorit. Dar totuși a fost o dragoste, presupun, așa la păi, prima presupun vedere? Presupun că nu? A fost o dragoste, dar... Sau doar de soția dumneavoastră atunci v-ați îndrăgostit? Nu știu, era complicată, nu știu, nu am... clar în cap. Ce a fost? Dacă a fost dragoste sau... Probabil că a fost ce dragoste. Știți cum era dar, la vremea aia? A fost o situație mai... Specială, grea a mea. Eu eram ocupat, jucam fotbal, echipa națională, meciuri internaționale la club. Cum și o femeie, o fată, vă putea lua ochii așa, adică era pe locul 2, fotbal era pe locul 1? Fotbalul era pe locul întâi, da. Asta da. A fost? Punct...
E foarte greu să ai pe cineva ca să intervină cineva. E foarte greu pentru un sportiv de performanță care trebuie să aibă programul lui și dacă e foarte greu să vadă lumea în jurul lui, să fie înconjurat de lume, e cel mai rău. Și totuși trebuia să vă căsătoriți, pentru și că totuși, voiați o familie, da, știu, nu? Da, mă căsătoresc, că o să pierd ocazia și aceea o să rămân singur. V-ați căsătorit la 26 de ani. Da, și... Ați avut o căsnicie lungă sau... Păi 10 ani. 10 ani. După ce m-am lăsat de fotbal, m-am despărțit. Nu pot să cred, băi, atunci aveați timp. Atunci când aveam timp, atunci am început să descoper lucruri și să văd, să mă preocup și nu. Și totuși, din această căsnicie a rezultat o fată frumoasă, da, pe care am văzut-o, superbă, aveți o fată foarte frumoasă. Bine, da, normal bine. Că seamănă cu cine să semene. Cu tata, da. Cu tata, bine, cu mama. Bine, că seamănă cu mama, că e da. Blondă, da. Da, e da, blondă, da. Da. Da, și relația cu fata, cu familie, cum s-au petrecut lucrurile de-a lungul anilor? Așa, pentru că era totuși tatăl care trebuia să fie prezent în viața. Am stat în Spania cu ea când era mică, acolo, nu știu, 3-4 ani. Deci plecaseră de la Steaua Roșie, ajunseseră în Spania? Da, am ajuns în Spania, da. M-am lăsat de fotbal și am ajuns în Spania, am mai stat în Spania 2 ani și da. Ceva, aproape 3 ani. Și luați familia cu dumneavoastră de fiecare dată, unde ajungeați, familia era prezentă. Da. Și soția și fiica au rămas atunci acolo? Nu s-au mai întors? Nu s-au mai întors. Ei au rămas în Spania și au luat și cetățenia spaniolă. Da. Eu n-am vrut mă gândeam că și România intrase în Uniunea Europeană și nu mai trebuia să fie cetățean spaniol. Și ăsta motivul pentru care a condus către... Da? Nu. Dar, trecând și peste această etapă, benefic a fost și rămâne faptul că aveți o fată superbă. Da, aveți o relație apropiată cu ea? Cum sunteți? Păi, apropiată prin telefon. Când eram mică, mergeam în Spania, mergeam la mare, ne vedeam. Stăteam acum... Ea a crescut și acum trebuie să vină ea la mine. A fost acum în vară. În vara trecută a fost la mine, a stat, a fost și la socul să vadă pe mama și... Da. No, avem o relație foarte bună, foarte bună. Spuneți-mi așa, ce face Melo Drag Belodedici astăzi? Ce faceți, domnule? Păi sunt angajat la Federația Română de Fotbal. Da. Și nu știu ce să vă spun, eu, titulatura mea pe care sunt... Ambasador, nu sunt ambasador, da. Da, sunt, e onorific. Este onorific, sunt ambasadorul, pot să vă spun că sunt ambasadorul Campionatului European 2020, la anul. Vai, ce m-au numit ambasador și trebuie să fiu prezent la toate, să promovez acest campionat, și imagine și promovare, sunt tot timpul cu promovez turnee copii, sunt prezent la toate turneele care le fac și tot timpul sunt chemat de oameni să fiu prezent. Dar totuși vegheați tot, mă gândesc, asupra fotbalului românesc. Cum vedeți astăzi? Cum percepeți fotbalul de astăzi, domnule Belodedici? Cu ce s-a diminuat de așa natură, astfel încât România nu mai este la nivelul la care a fost când dumneavoastră... Aici sunt multe. Eu ce spun și ce spuneam tot timpul și spun, nu? Da. Sportivul de performanță trebuie să fie băgat într-o bulă de cristal și să nu fie deranjat de nimeni. Dacă e deranjat, dacă e... Îi sustrage atenția, eu știu, și ziarele, și televiziunile, și oamenii care înconjor, și nu e bine că el trebuie să fie liniștit, trebuie să îl vadă numai pe antrenorul, președintele și stafful tehnic care este acolo, în rest să fie ferit de... Pentru așa poți să faci performanță. Da, da. Concentrat
muncit și să nu vadă multă lume, să nu fie foarte multă lume. E foarte greu într-o democrație percepută așa cum o vedeți astăzi. Știu, de asta eram noi mult mai liniștiți înainte decât cei de astăzi. Generația mult de astăzi. Mai Dar ce ați putea face dumneavoastră? Nu știu, puteți face ceva pentru fotbalul românesc astfel încât să fim măcar la jumătatea performanțelor de atunci? Nu știu ce pot face, dar doar prin prezența mea, că oamenii le place să stea cu mine de vorbă și să vorbim de fotbal și să le povestesc. Să... Da. Dar deja se face. Uitați, de exemplu, este Hagi, care trebuie urmat. Acolo e exact cum era pe timpuri. Da. Se muncește, sunt protejați și de asta au și rezultate, de asta fac și un fotbal frumos și sunt și tineri. Am văzut la televizor, Hagi a câștigat ceva, nu știu, se apropie de Cupa României sau ce? Hagi este pe primul loc în campionatul României, a câștigat meciul și a jucat și în 10 oameni și a câștigat până la sfârșit. În 10 oameni, da. Da, da, nu, acolo face ce trebuie și acolo se muncește, e seriozitate, are și centru de copii juniori, bază sportivă, are tot ce trebuie și se muncește. Ca un profesionist asta trebuie să facă. Am înțeles. Muncă, repetiție, muncă, repetiție și cât mai multe meciuri acum. Dacă e obosit, așa ne spunea, dacă sunteți obosiți, ieșim pe teren să vă odihniți. Dacă sunteți odihniți, ieșim pe teren să vă obosiți. Când vorbim de generația de aur, ne aducem aminte așa de Hagi, tot l-am pomenit. Deci el, Gică, Gheorghe, sau Gheorghe Popescu? Da, Gică Popescu, îi spunea Gică Popescu. Da, 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 da. Stelea, Lăcătuș, Balint, Lupescu, Răducioiu și mulți alții. Generația dumneavoastră. Da, este generația mea. Eu sunt puțin mai, cu câțiva ani mai vătând ca ei, dar asta este generația care a avut o perioadă frumoasă, lungă și frumoasă, unde ne-am calificat la vreo 12-13 ani, campionatul european, mondial, european, mondial, aveam o perioadă de calificări și eram prezenți în lume și în Europa. Și de asta ne se spune și generația de aur. N-am cucerit niciun aur, dar participam la campionatul european, ceea ce în ziua de astăzi și mai în spate e greu să vede că e greu să ne calificăm și să fim... Noi am avut... Dacă ați avea o putere, ce ați schimba astăzi? Astfel încât să înceapă măcar să vină un val de sportivi, fotbaliști, care să meargă spre performanța pe care ați avut-o dumneavoastră. Ce se poate schimba? Este greu. Trebuie să fie... În primul rând trebuie să avem interes pentru așa ceva. Da. Înainte sportul era național, acum e privat. Și acum privații fiecare își fac cum știu, ce cred. Unii fac bine, alții nu și cred că fac bine. Da. Și asta trebuie să... Să luptăm ca să ajungem aici. Trebuie să avem interes. Dacă aveam interes să facem ceva. Statul, și mai multă implicare. Statul, legile trebuie să fie clare. Când intru în insolvență, ce trebuie să fac. Nici nu trebuie să apelez la unul, altul, celălalt, ca să fiu. Deci toate astea trebuie să fie clare. Da. Bun, nu știu, și e și situația asta. Migrația care s-a produs în România. Da. Deci în satele unde când eram eu mic erau pline. Da. Acum sunt goale. Da. S-au dus foarte mulți în străinătate, foarte mulți în orașe. Și acum în oraș, dacă vrei să... Cluburile au dispărut, cluburile de fotbal. Da. Au apărut școlile private unde trebuie să plătești și să te antrenezi, să joci. Nu au posibilitatea toată lumea să plătească și... Da. Încet ne-am... Foarte grav ce se întâmplă din tot ce spuneți, dar sunt conștientă pentru că vedem ce se întâmplă în România astăzi și atunci când lucrurile nu funcționează bine la nivel înalt, adică statul nu se implică mai mult decât... Cine e șeful familiei, nu? Șeful familiei este bărbatul. El trebuie să
bată cu palma masă și să spună asta. Șeful satului este primarul. El trebuie să zic, ia veniți, uite asta. Și tot așa. Și dacă ei nu spun nimic, așteptăm. Da, da. Să vedem. Cert este că, uite, anii trec, domnule Belodedici, și dumneavoastră e adevărat, a spus-o chiar acum în emisiune, că pe primul loc întotdeauna a fost fotbalul. Probabil latura, familia, așa, era un pic în planul 2. Acum, pentru că, totuși, ați avea mai mult timp. Da. Spuneți-mi ce vise, ce vise are Miodrag Belodedici? Mai mult timp. Mai mult timp. Ce vise aveți, domnule Belodedici? Păi nu știu, sunt am început să obosesc și eu așa să... Vă prezentați foarte bine, sunteți la fel da, de frumos știu, știu, cum da, și... Cu lumea, prea multă lume în jurul meu și nu am chiar așa mult timp liber. Tot timpul sunt plecat la tot felul de evenimente sportive, de inaugurări și tot timpul sunt... Și acum din ce în ce... se ajunge mai greu în părțile în, din România, România cu mașina și cu și dar, tot dar timpul. Dar familia, așa pe, pe nu, pe linie aș vrea să vă întreb pe sufletul dumneavoastră, nu știu, vreți să vă familia rămâne familie. Păi familia rămâne familie, acolo e familia, acum și aici. Eu sunt îndrăgostit, n-am nicio problemă cu sunt liniștit în privința dar, dar asta. Dar îndrăgostit de o femeie, de o femeie, nu de fotbal. Nu, de fotbal. Așa, înainte mai spuneam că sunt îndrăgostit ce de... Ce frumos! Vă dați seama, femeia aceea când care se va uita la emisiune, cât de plăcut va fi sunt... să afle da. Direct, probabil păi, știe, dar și public. Știe. Foarte frumos. Și înainte spuneam că sunt îndrăgostit de... Mai greșeam, da, de Dunăre. Asta a fost da, prima mea da. Iubire, Dunărea. Când văd Dunărea, e ceva extraordinar. Da, da, după aceea da. Fotbalul și... Bine. Dar acum sunt îndrăgostit, sunt liniștit, sunt, privind, sunt liniștit în privința aveți asta și... Aveți un regret pentru că s-a terminat emisiunea, domnule Belodedici? Păi ce regret mai... aveți? Regret? Regret. Nu, aveți nu, regrete? Nu. Ce mi-aș dori să fiu puțin mai aproape de locul meu de unde m-am născut, puțin da, mai aproape da. Ca să pot... sfârșit de săptămână să pot să mă duc, să mă întorc. Mama dumneavoastră, da, dacă se uite la noi acum, mama. Ce îi transmiteți? Ce vreți să-i transmiteți mama asta dumneavoastră? Asta cu mama e prea departe și îmi pare rău că nu pot să o văd, că îmi trebuie mult timp până mă duc, până mă întorc, e, trebuie zile. Dar se uită, o să se uite la emisiunea noastră, ce îi spuneți? Păi ce să-i spunem? Că o iubim și că îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi, că ea a fost la locul ei și când da. Plecam și când veneam și când plecam, tot acolo era, tot ne servea, râdea și la fel. Deci viața e asta și nu cred că a fost ușoară. Trebuia să se ocupe și de casă și de copii. Da, și da, da. Mamele sunt... Mamele, tot mame rămân. Și noi, tot copii, rămânem atâta timp cât avem părinți. Da, și da. Noi trebuie să ne comportăm la fel cu copii. Așa, nu trebuie să le dăm totul. Trebuie să simte și ei greutatea când sunt tineri, când mai sunt ales. Tineri. Când sunt tineri, da, trebuie da, să simtă da. Ca să le fie mai ușor. Domnule Belodedici, așa de rău îmi pare. Vedeți ce se întâmplă, ni s-a terminat emisiunea. Și îmi pare așa de rău pentru că, dragile spectatori, este o plăcere să ai în fața ta un om așa de mare și un om atât de pur, aș putea să spun, pentru că modestia și felul dumneavoastră de a fi și tot ce ne-a spus astăzi în emisiune trebuie să rămână un exemplu pentru toți cei care ne urmăresc, care ne urmăresc emisiunea Povești de Viață. Vă mulțumesc frumos că ați dat curs invitației mele și a colegilor mei și ați venit în emisiune. Mulțumesc și eu și vă urez succes mai departe și să mai aduceți. Nu sunt numai eu în fotbal, sunt mulți care au povești frumoase de viață. Da, da. Iar dumneavoastră așa periodic să ne mai povestiți ce n-am apucat astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru că ați fost alături de mine, domnule Belodedici, și vă doresc succes. Dragi telespectatori, emisiunea s-a terminat ca de fiecare dată foarte rapid. Vă mulțumesc frumos că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare într-o altă emisiune cu un alt invitat și cu altă poveste. Să aveți o seară frumoasă. La revedere. Cu drag.
Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, emisiunea din care aflați cum să trăiți mai natural, mai sănătos, mai fericiți, alături de toți cei dragi inimii dumneavoastră. Alături de mine, Victor, doctor, profesor Gheorghe Mencinicovski și domnul părinte Adrian Singurov, le mulțumim foarte mult. I-am invitat pentru că tema este arzătoare. Cu toții ținem la copiii noștri, ținem la familiile noastre. De foarte multă vreme deja începem să discutăm de o apocalipsă alimentară, o apocalipsă tehnologică. Totuși, lucrurile astea, pe de altă parte, suntem foarte încântați, suntem împrejurați de tot ce înseamnă tehnologie. Nu ne mai putem lipsi de laptop, de telefon, de tablete, de Wi-Fi, de... Așa funcționăm, nici n-ar mai exista, cred că 90% din serviciile noastre nu ar mai exista. Copiii noștri sunt foarte, foarte încântați de toate aceste dispozitive și, bineînțeles, dacă vrem să ne punem rău cu ei, dacă vrem să intrăm în război, este de ajuns să le solicităm să lase deoparte dispozitivele acestea noi pe care le au și deja avem o mare problemă dacă le solicităm asta. Deci noi suntem cel mai mare rău posibil dacă le cerem treaba asta. Ideea este că toate aceste lucruri care vin în viața noastră și în aparență ne aduc un plus de confort, de entertainment, de distracție, de reconfortare, de cunoaștere, este exact ca o monedă care are față și revers. Invitații de astăzi vin să puncteze și fața și reversul, atât din punct de vedere academic, științific, totul, de la tot ce înseamnă chimie, bioalimentar, genetică, ce se petrece de fapt în viața noastră prin intermediul alimentației. Și atenție, nu e vorba doar de nutriție. Pe noi ne interesează foarte mult calitatea reală a vieții noastre, starea noastră de sănătate, nu doar fizică. Cum vă simțiți dumneavoastră? Vă simțiți plini de energie, liberi interior, luciți la minte, cu claritate în decizii, vă sculați reconfortați, sunteți răbdători unii cu ceilalți? Copiii dumneavoastră cum sunt? Sunt ei cu capacitate de învățare rapidă? Sunt fericiți, sunt bucuroși, sunt calmi? Au o structură fizică armonioasă? Ce este cu această apocalipsă chiar digitală? Unii numesc îngerul tehnologic sau demonul digital sau în toate felurile. Și ce se ascunde de fapt? Ce legătură are cu avertismentele care sunt date de atâta timp în Biblie? Ce legătură are cu acest număr 666? De ce apare el în codul de bare? Peste tot, de la acte de identitate până la tot ceea ce cumpărăm, la nivel de frecvențe, modul în care se calibrează anumite frecvențe pentru ceea ce noi utilizăm. De ce sunt aceste avertismente vis-a-vis de această fiară? Fiară, a doua fiară. E foarte interesant. Ce fel de fiară este aceasta a doua fiară? Ar putea să fie o fiară digitală? Că și lucrurile astea sunt cam niște mici fiare. Și cu cât spui că e o fiară mai avansată, cu atâta un copil o vrea. Vrea fiara. Domnul doctor Mencinicovski, dumneavoastră ați putut să analizați, aveți și o vârstă și ați putut să vedeți toate tranzițiile astea și chiar să gustați și să simțiți în ființa dumneavoastră de la nivel alimentar. Ce ni se servește? Ce găsim în magazine? Vedeți, oamenii au totală încredere. Doamne, dacă este pe raft, nu este clar că este bun, eu nu mă uit decât la preț, adică ceva care să-mi pot permite, să-mi pot conveni, să fie mai bun pentru copilul meu. Nici nu-mi pun vreo problemă că acolo e ceva care eu trebuie să mă feresc. E avizat, e verificat. Da, asta face statul. Deci nu trebuie să mă gândesc eu. Exact. Eu mă uit numai la preț.
și la ce vrea copilul, ce vrea nevasta. Care e părerea dumneavoastră că ați trecut prin timp, ați văzut toate lucrurile astea? Părerea mea este că putem avea încredere doar în noi înșine. Și de aceea întotdeauna îndemn să citim etichetele. Simplul fapt că un aliment se află pe raft nu ne garantează că el ne dă și nutrienții de care avem nevoie. Non-nutrienții de care avem nevoie, adică dacă este și hrănitor. Ba mai mult, alimentele sunt astăzi concepute după o tehnică care se cheamă neuromarketing și care fac ca alimentele să fie în așa fel concepute încât să conțină substanțe care creează dependență. Alimentele adică sunt adictive, ni se vând semi sau droguri legale? Da. Alimentele au devenit, unele dintre ele sunt droguri, cum spuneți dumneavoastră, legale. Și să vă dau numai un exemplu de mod în care se creează această dependență. Glutamatul monosodic. Poate mulți au auzit de această substanță, de acest aditiv alimentar sau E, cum vreți să-l denumiți dumneavoastră, care creează dependență. Glutamatul este un neurotransmițător foarte important în creierul nostru. În momentul în care introducem glutamatul acesta monosodic și care este o substanță chiar așa se numește, de sapiditate, de întărirea gustului și aromei, alimentele devin irezistibile. Uneori eu glumesc și spun, dacă am avea două alimente în două farfurii, spre exemplu, într-o farfurie, să spun că am un aliment sănătos. Iată o carne nu foarte slabă, că nu trebuie să fie slabă, să conțină și grăsime naturală, pregătită la grătar, așa cum se cade, deci o friptură la grătar și în cealaltă presupunem că avem niște paie. Punem pe aceste paie glutamat monosodic și o să preferați paiele în favoarea friturii. Deci atât de adictive sunt aceste substanțe. Apoi, sunt îndulcitori. Îndulcitori artificiali de sinteză, care de asemenea fac alimentele nespus de savuroase, dar nesănătoase. Avem de-a face cu coloranți chimici de sinteză, azoici, care în final contribuie și ei la explozia de cancere care există astăzi. Avem conservanți care și ei contribuie la ceea ce se cheamă disbioză. Disbioza este o tulburare a echilibrului microflorei special din colon și care are, dacă vreți, reverberații foarte puternice asupra mentalului nostru, a stării de bine. Iată că, pe de o parte, creează dependență alimentele, pe de altă parte, acestea procesate industrial, excesiv, iar pe de altă parte, ne modifică, sigur, simpla dependență înseamnă că ne modifică comportamentul și modul nostru de a gândi. Dar ne modifică comportamentul nostru, gândirea noastră. Vă dau un alt exemplu. Să vorbim despre glutenul din grâul modern. Este un grâu hexaploid, care nu a existat. Mai ales în România, după anii 90 s-a introdus grâul acesta pitic. În structura glutenului acestui grâu există niște peptide care sunt alergene și toxice și cresc riscul de apariție a ceea ce se cheamă intoleranță la gluten, boală celiacă. Boala celiacă se manifestă sub sute și sute de forme subiective, de la depresie și până la schizofrenie. Deci iată un aliment care te poate îmbolnăvi nu numai somatic, fizic, dar și psihic. Și ce să mai spunem, vorbind de ceea ce spuneați și dumneavoastră, cu această utilizare adictivă a device-urilor, smartphone și ce mai vreți dumneavoastră, astăzi se descrie o boală care se cheamă, dacă vreți, demența digitală. Demența digitală. Da. Deci este șocant când auzi așa ceva. Da. Iar demența digitală are, dacă vreți, o manifestare destul de comună pe care o putem regăsi și recunoaște, din păcate, poate în mulți tineri de astăzi, smombi. Smombi este acel comportament în care, folosind un smartphone, ești rupt de realitate, intri cu capul în tramvai, cazi în groapă, practic treci în altă lume.
Tineretul, din păcate, și sper că vor fi din ce în ce mai puțin, nu mai mulți, care vor dori să trăiască în lumea reală, în lumea creată, atât de perfectă și nu într-o lume virtuală creată de om. De altfel, eu am scris o carte care tratează și din punct de vedere teologic alimentul, alimentația, nutriția. Și spun așa, putem împărți în două mari categorii alimentele. Alimente naturale integrale, care conțin informația. Că, știți, alimentele sunt celule, țesuturi de plante și animale pe care noi le mâncăm. Fiecare celulă vie de pe pământul ăsta are informația genetică. Informația genetică, după mine, este o informație transcendentă. Deci este introdusă acolo de creator și mai mult decât atât, această informație transcendentă este, așa cum îmi place mie să spun, este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul absolut. Alimentele din cealaltă categorie sunt alimente culturale. Nu le putem găsi în natură. Ați văzut biscuiți în copaci? Creăm vârși pe sub pământ? Niciodată. Sunt creația minții noastre, a culturii noastre. Dar ele conțin cuvântul omului, care este cuvântul relativ, plin de minciună. Chiar a apărut acum câțiva ani în urmă un tratat în Germania de un distins cercetător și care se intitula Minciuna din alimente. Începusem să vă spun. Minciuna din alimente începe cu crearea gustului, aromei, savoarei, palatabilității, texturii artificiale, care nu există într-un aliment natural. Și o să spuneți, păi ce dacă? E foarte bun la gust, da? La aromă, că aromele astea, ați văzut, artificiale sunt și culorile mult mai puternice decât cele naturale. Sunt brutale, de-a dreptul. Și dacă ai face o pauză, să nu mănânci un timp alimentele astea și să mănânci alimente naturale, fructe naturale, spre exemplu, când ai dori să consumi un aliment cu arome artificiale, imediat ai simți că e ceva în neregulă. Dar se dorește ca să nu mai avem nici repere naturale. Da? Noi mai cunoaștem gustul autentic, natural, al, spre exemplu, roșiei, care este soi stabil, inimă de bou se cheamă. Dar tinerii nu mai cunosc acest gust. Ei cred că gustul normal al roșiei este acesta pe care, nu, de cele mai multe ori îl cunoaștem, mă rog, o roșie mai mult lemnoasă, fără aromă, fără gust și fără nutrienți. Apropo de ceea ce spuneți, chiar mai e o latură, că ați vorbit de influența aceasta pe care alimentele încep să aibă și la nivel psihic, și la nivel mental, și la nivel de tendințe de personalitate, atât mai ales la copii, femei, gravide, dar chiar și la noi, ca oameni în toată firea. Cum intervin părțile acestea, ne-am dezbătut în emisiunile trecute, subiecte legate de fungi și paraziți și de neurotoxinele și de modul în care ne schimbă efectiv comportamentul de gândire. Deci noi, de fapt, nu ne mai aparținem, nu mai suntem noi. Deciziile, trăirile noastre, alegerile noastre, atracțiile noastre sunt, de fapt, niște chestiuni care încep să intre sub un semn de întrebare că aparțin cuiva care pare insignifiant pentru noi, adică atât de mic, atât cum să poată să existe această influență. Vă rog să ne spuneți două, trei. Din păcate, aveți dreptate și aici. Așa cum ați avut dreptate, simplu fapt că un aliment există pe raft nu înseamnă că el este și sigur din punct de vedere nutrițional. Din punct de vedere al inocuității, s-ar putea să fie sigur, adică să nu fie contaminat. Dar din punct de vedere al calității nutriționale, niciodată nu ne poate garanta raftul că alimentul acela este sănătos. Vreau să vă spun că alimentele pot fi contaminate cu 64 de specii de viermi diferite. 64 de specii de viermi diferite. Și doar viermi. Doar viermi. Nu vorbim, spre exemplu, de fungi, bacterii, de fungi, bacterii, de alge, da? Așa. Doar viermi. Cum ne influențează? Ok, sunt acolo. Cum ne influențează? Bun, haideți să dăm un exemplu. Trichinella spiralis. Mulți am auzit că uneori carnea de porc
poate fi infestată, ăsta este termenul pentru viermi. Infectată este pentru virusuri și bacterii. Deci carnea este infestată cu acest vierme care formează niște chisturi și dacă nu o tratăm termic cum trebuie sau mai nou, iată acest dispozitiv care generează un oxidant extrem de puternic și care este tehnologie spațială. Această tehnologie care este înglobată în acest aparat este adusă de domnul Dumitru Plunaru, cosmonautul nostru. Deci, dacă am avea o carne contaminată cu trichinela și am pune-o, să spunem, în apă și am pornit acest aparat, ceea ce el generează ar distruge acest vierme care este extrem de periculos. În momentul în care ai mâncat carne cu trichinela, aceasta se poate insinua, poate se poate dezvolta și închista în creier. Ori mori, ori rămâi cu sechele deosebit de grave. Ce ar simți oamenii? Ce trăire ar avea? Ce tendințe psihice în momentul în care sunt... În cazul acesta, trăirile pot fi foarte scurte, că te îmbolnăvești și mori, da? Sau ar putea fi de lungă durată. Cunosc personal cazuri în care trichinela, spre exemplu, s-a localizat și s-a închistat în cerebel, în creierul mic. Și acele persoane, toată viața lor, cât mai trăiesc, după ce au scăpat de acest incident grav, nu mai pot să-ți mențină echilibru. Pur și simplu, persoanele respective, pot fi femei, merg așa ca și cum ar fi turmentate, bete. Vă dați seama ce trăire are o astfel de persoană? Care nu mai poate să-și țină echilibru și care poate să aibă pareze faciale, adică însă și lucrul este unul îngrozitor, dacă vreți. Și pentru tine când te vezi în oglindă și pentru cei din jurul tău. Dar am mai putea să... ați auzit de vermele Anisakis? Așa. Acest vierme practic parazitează heringul, parazitează și somonul, uneori și tonul. Dacă consuma Anisakis, care a pătruns, dacă n-a fost peștele viscerat imediat, pătrunde în musculatură. Și sigur că acolo musculatură, el nu se mai dezvoltă. Sigur că de aceea e bine să tratăm peștele, că nu știm ce zestre patologică poartă, nu? Aveam la dispoziție tot acest aparat care pe mine m-a încântat pentru că am înțeles mecanismul care funcționează și este un, cum să vă spun, un mecanism științific, un mecanism logic care sigur că respectă regulile fizice ale biologiei, biochimiei. Și spuneam că ingerând acest pește contaminat poți să ai probleme mari datorită toxinelor care există acolo, inclusiv psihologice. Pe lângă dureri de abdomen, scaune uneori sanguinolente, dar îți modifică modul de a te comporta și a gândi. Și nu știi de ce. Spre exemplu, nu? Există chiar o diferențiere între cât de puternic e influențat un copil față de un om adult? Față de... Sigur că noi suntem unicate. Copilul, vreau să repet, nu este un adult în miniatură. El este un adult în devenire și el este întotdeauna mult mai sensibil la astfel de agresiuni biologice, să spunem, da, decât un adult sănătos. Persoanele care sunt imunosupresate, să zicem cu SIDA, dar nu numai. Foarte mulți oameni astăzi suferă de depresia sistemului imunitar și apar tot felul de boli care se manifestă în sfera psihicului, pornind din disbioza din colon, deci din burtă. Ba mai mult, acum câțiva ani, s-a ajuns la concluzia, care este certă acum, că noi avem și un al doilea creier. Al doilea creier se află în abdomen, în burtă, creierul din burtă, care are cam la 300 de milioane de neuroni, cât un creier de pisică, dar care este extraordinar de important pentru că acest creier din burtă comunică cu creierul din țeastă prin cel mai mare nerv din corpul nostru. Se cheamă nervul vag.
Și dacă avem alterate funcțiile intestinale, de digestie, funcția ficatului, nu vă mai spun, de la ficatul gras, ceea ce astăzi se întâmplă la foarte mulți oameni și se cheamă steatoză hepatică non-alcoolică și care apare de la alimentele nesănătoase. Astăzi alimentele conțin o cantitate foarte mare de fructoză care nu provine din fructe. Și se știe astăzi că fructoza în ficat, care nu poate preluca mai mult decât câteva grame de fructoză pe zi, așa se transformă în trigliceride care fac ficatul gras. Steatoza hepatică non-alcoolică și de aici încep. Diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Nu de la carnea grasă și de la grăsimile naturale, sănătoase, crude. Iată de la zahăr. Și iată cum ne influențează, dacă vreți, tot comportamentul, tot activitatea cerebrală, activitatea nervoasă superioară. Deci psihicul și comportamentul nostru... O să-l rog și pe domnul părinte, pentru că a punctat extraordinar, ne-a cutremurat, apropo de nervul vag și de modul cum helicobacterii pylorum influențează. Vă rog să mai spuneți încă o dată, ca lumea să înțeleagă mecanismul și chiar domnul doctor să confirm cum lucrează, cum este cu putință ca de fapt alegerile noastre de să fim dresați exact cum e dresat un cal, că ai biciul în mână și hățurile și o ia în direcția în care vrea. Cum adică deciziile, trăirile mele nu mi-aparțin sau ale copiilor noștri sau ale... Cum este? Dacă îmi permiteți doar o mică intervenție și să mă scuze părintele, eu chiar spun că mâncăm cum gândim și gândim cum mâncăm. Extraordinar! Extraordinar! Vă rog, domnul părinte. Adevăr este foarte grav. Tot ce se întâmplă acum este grav de fapt pentru faptul că așa de târziu ne-am dat seama și ne trezim foarte târziu, după milenii, de mii de ani, oamenii spun același lucru. Hristos, înainte de a merge la propovăduire, s-a retras în pustie, în carantania și a ținut post negru, sau total, sau aspru, că negru, acum toți se feresc, negru, asemănă cu altceva. 40 de zile, deci 40 de zile post negru în care oamenii nu, Hristos nu a mâncat, nu a băut nimica, dar în ce fel? Și-a retras toate simțurile. N-a mai, nu vorbim doar nu a mânca. În timp ce se ruga, el nu mai simțea nimic, nici nu vedea, nici nu auzea, nici simțul tactil nu avea, toate se retrăsese, fiindcă asta înseamnă adevărat post negru. Practic s-a decuplat la această realitate. Dacă ne gândim în felul acesta, noi n-am putea mai mult postul ăsta ținem de câteva, eu știu, secunde sau minute, oameni exersați. Dar de aici a pornit tocmai faptul că Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața, cine mi-o urmează mie va umbla în lumină și practic și-a declarat divinitatea și puterea, datul însă toată puterea în cer și pe pământ. Practic am învins această entitate planetară care a și venit să-l ispitească după 40 de zile, zicându-i, vezi toate câte sunt în jur, că l-a dus pe un vârf de munte la asta, la final. Toate mi-aparțin mie. Dacă mi te închin mie, toate acestea le vei avea. Nu putea să mintă pe Hristos. Vă dați seama că când spune la nivelul acesta cineva, tot ceea ce vezi mi-aparține, dacă tu mi te închini, ți le dau, la acel nivel nu poți să păcălești pe cineva. Deci, într-adevăr, chiar îi aparțineau. Și în altă parte, Hristos spunea că va veni stăpânitorul lumii acesteia. Deci exista un stăpânitor acestei lumi. Stăpânitorul acestei lumi, înțelegând în altă parte unde spune care e numele tău, legiune, pentru că mai mulți erau cei care conțineau această entitate. Această entitate, să știți, a fost cunoscută de foarte mult timp. De curând, Castaneda a scris despre asta. Există și un film... Los Fidante, care eu l-am recomandat de foarte multe ori, transcriptul măcar dacă îl citești este îngrozitor, sunt luate din mai multe lucrări, de la antici până la actuali psihologi, oameni de știință, toți vorbesc de această entitate care nu numai că ne cuprinde nouă în mod cuantic mintea rațională și că o dirigează, practic acea entitate gândește în locul nostru și totul este cuantic și există un entanglament în acest conștiință planetară, nouă sferă, cum spunea Ilie Bădescu, dar această entitate, vedeți noastră, e infiltrată în rațiunea omului și gândește interconectat cu toate cărele noastre.
Nu este numai atât, pentru că acea entitate nu înțelege dacă este doar în afară. Niciodată n-a existat în afară. Ei se află în fiecare ființă vie de pe pământ. Se află microbiomul descoperit de Joshua Lederberg, v-am zis, 33 de ani, a fost un geniu, a luat premiul Nobel la 33 de ani descoperind această entitate, microbiom, practic, și fulgi de nea, cei frumoși fulgi de nea se realizează în atmosferă, în jurul unui microb. Deci microbi în atmosferă, în pământ, în apă, în plante, în oameni, peste tot. Problema e că a devenit inteligent, a devenit o inteligență, o conștiință colectivă. Acești microbi sunt extrem de inteligenți, sunt de peste 2 miliarde de jumate pe pământ, așa cum a fost descoperit tardigrada, o așa numit ursul de apă, care este indestructibil, stă în... Deci, în 2007 abia l-au descoperit și s-au dus cu el exact de unde este imunocubul, pe stația orbitală. Și l-au expus radiațiilor, n-a pățit nimic. Singurul lucru, într-adevăr, care l-a afectat a fost acest ozon care el corespunde, să știți, ozonul acesta este așa, sunt multe ozonificatoare, dar ozonul acesta este exact imită perfect fulgerele din atmosferă. Cumva a intrat în stare de cristalide, l-a închis. Astăzi tardigrad are un sistem foarte interesant. Când este expus unor factori de stres foarte puternici și își creează o cochilie ca de diamant, de structură diamantină, care nu poate fi distrusă, pentru că s-au descoperit tardigrade sub plăci tectonice, în lavă, și erau perfect funcționale după ce au fost, sau în 20 de ani rezistă fără oxigen, fără apă, dar își închid total într-o cochilie. Deci ca să înțelegem până unde poate să ducă acești microbi și inteligența lor. Problema e că cum Hristos a scăpat de această entitate? Nemai hrănind, sub nicio formă, decuplându-se de la lumea aceasta, nemai hrănind, redobândindu-și independența, ce înseamnă independență spirituală? Capacitatea de a te hrăni și cu cuvântul, ce spune Dumnezeu? Că omul nu numai cu pâine, ci și cu cuvântul care este în gura Dumnezeu se hrănește. Asta este un lucru foarte inteligent. Să știți că a apărut în ultima vreme multe lucrări care îmbină știința cu religia, cum ar fi Diarmaid Omurciu în teologia cuantică sau neuroteologia lui Andrew Newberg. Toate vorbesc despre această legătură între conexiunile neuronale și lumea înconjurătoare, faptul că tot ce este în jurul nostru este o proiecție a minții noastre. Dacă mintea noastră e cumva, noi putem spune că a posedată, în altă parte putem spune că este infestată cu paraziți. Să știți că nu există nicio diferență între infestarea cu paraziți și posesia demonică a omului. Nicio diferență. Ce se face în cazul posesiilor? Cum suntem noi învățați? Post negru, omul care are probleme, post negru, exorcistul, preotul sau cum este acum, sunt și persoane civile în Biserica Catolică, care fac această exorcizare. În momentul în care cuvântul rostit este fiind purtător de energie electromagnetică și informațională, toată forță care este prin cuvântul, prin sunetul transmis, modulat într-un anumit fel de către operator, preot sau exorcist, împreună cu postul, simultan postul care se ține de cei doi, îi scoate afară acea entitate. Dar acea entitate este decât numai conștiința acelui parazit. El, ca și parazit, ca formă, ca ou, ca larvă, rămâne în corpul omului. De aceea trebuie scos. De aceea durează mult această exorcizare, poate să dureze ani de zile. Ce se mai știe despre nervul vag? O chestie foarte interesantă, faptul că prin 2012 abia proiectul Metahit a descoperit faptul că noi suntem compatibili între noi, nu după grupele sanguine, ci după enterotipuri, trei enterotipuri. Deci, ca să ne înțelegem foarte bine, noi ne întâlnim și avem un cup de fudră și simțim fluturi în stomac. Dacă știți, este expresia cunoscută, de ce nu se spune de fluturi în minte, unde e conștiința sau în inimă, unde se presupune că este iubirea? Nu, în stomac, exact de acolo simți tu că te-ai îndrăgostit. Unde se află întronizat Maria sa Helicobacter pylori, care se pare că a ajuns să intercepteze acest nerv vag. Și toată lumea știe că acești hormoni sunt secretați de către
glandele endocrine. E ceva cunoscut, e ceva simplu, banal, învățăm în școală elementară. Dar ca să descoperi faptul că un parazit, o bacterie mai precis, sintetizează cortizolul și serotonina, care sunt hormoni, și injectează în nervul vag ca să-ți creeze stări modificate de conștiință, practic, ce fac acești... Nu mai poți să spui că sunt bacterii, sunt ființe inteligente. Ce fac? Ei practic ne dresează. Ne dresează și ne face să luăm în stânga sau în dreapta, să ne influențeze stări de conștiință, ne creează o a doua natură, un obicei, ne creează o personalitate falsă, bineînțeles, dar ei influențează această personalitate. Ca să ne înțelegem de ce uneori, și v-am mai zis, sistemul juridic american are această chestie cu oamenii sunt, pot fi salvați de avocați foarte bine plătiți, așa numită nebunie temporară. Sigur că da, nebunie temporară. Omul nu e nebun, dar a fost o nebunie temporară. Pentru că acești paraziți poate să-ți declanșeze stări de care tu nu mai poți fi responsabil, nu poți să-i controlezi. Deci sunt atât de puternice tendințele încât omul e luat de valca de un tsunami. Da. Domn doctor, ce spuneți? Păi, uitați-vă, aș da un exemplu din lumea sălbatică, naturală, da? S-a descoperit, spre exemplu, că un vierme parazitează un fel de lăcustă și se dezvoltă acolo, dar faza lui finală nu este lăcusta aceasta, ci este, spre exemplu, o broscuță sau un pește, mai degrabă, dintr-un lac. Ce face? Se insinuează, îi modifică comportamentul și îl face pe, o face pe acea lăcustă să se arunce în apă, să se sinucidă. Atunci el iese din lăcusta aceasta și intră în, parazitează gazda finală, cum se cheamă, și ajunge adult. Iată un exemplu din natură care arată foarte clar că anumite entități biologice, vorbim acum de vierm, da? Modifică comportamentul, voința. Deci împotriva voinței lui, acea insectă, acea lăcustă se sinucide, se aruncă în apă ca viermele să-și poată să-și continue ciclul biologic. Dar eu vreau să mai remarc ceva. Omul este o ființă cu totul deosebită față de celelalte viețuitoare de pe pământ. De ce spun lucrul ăsta? Nu, când vorbim de om, vorbim despre inteligența rațională. IQ. IQ nu face doi bani dacă nu ai inteligență emoțională. Pentru că ești autist. Dacă nu ai și inteligență emoțională, nu te poți acomoda cu ambientul, nu poți să socializezi, da? Dar ceea ce îl deosebește cu adevărat pe om de cealaltă ființă este inteligența spirituală. Și s-a descoperit că orice om, din cea mai izolată, să-i spunem așa, civilizație, dintr-un trib găsit acum în Mato Grosso, are sentimentul acesta de credință. El crede, se deosebire de, mai știți vreo ființă care are inteligență spirituală? Ce îi lipsește astăzi omului modern să fie om? Tocmai inteligența spirituală. Cine este atacat astăzi? Cine? Familia. Observați. Religia. De ce oare sunt ținte? Pentru că astea creează societatea normală. Societatea care poate să ducă mai departe specia. Altfel, specia asta, Homo sapiens sapiens, este destinată autodistrugerii. Foarte important este ca omul să supraviețuiască sieși. Deci, înainte de a supraviețui unor cataclisme, noi am putea să dispărem ca specie datorită a faptului că nu ne vom putea, dacă asta va fi soarta speciei umane, să ne supraviețuim nouă înșine. Într-una din emisiunile trecute chiar mi-ați făcut o referință șocantă la modul cum au dispărut o specie de pești dintr-un lac și legătura asta cu bifenilii policlorinați și alte chestiuni care în doze mici schimbă hormonii interior. Da. Și mie mi-a plăcut foarte mult abordarea părintelui și chiar m-a surprins. Să știți că ființele
vii, entitățile biologice sunt ființe, sunt entități cuantice. Dumneavoastră să știți în codul nostru genetic cum este codată informația genetică, care este transcendentă, eu spun clar. Cine ar fi putut să introducă atâta informație cât, nu știu, cât o bibliotecă imensă în hardul nostru, să luăm ADN-ul, da? Și să creeze o ființă umană. Cine? Hazardul? Probabilitatea este 0, 0, 0. Deci acea informație ordonată și care mai este, dacă vreți, și codată cuantic în ADN-ul nostru, ne arată că suntem ființe de lumină. Ne arată că noi nu suntem ceea ce părem a fi. Înainte, de altfel s-a uitat și o altă dimensiune a omului. Poate că unii mai zic, hai să facem ceva cu trup și suflet, dar asta s-a uitat de suflet. Și când ținem post? Noi ținem numai post alimentar. Și pe acela nu-l ținem cu alimente autentice de post. Dar de postul spiritual nu vorbește nimeni. Nu. Trebuie să ții post la răutate, la invidie, la lăcomie, la ce vreți. Nu ținem post. Nu ținem post. Și atunci ce valoare are postul? Aici părintele poate să mă corecteze, să mă infirme. O mică completare. Exact ce a spus apropo de postul spiritual, se poate identifica la ce anume ne referim din noi. Postul spiritual se referă strict la întunericul din om, care este atât de bine poate fi măsurat, așa cum noi știm că suntem precum în cer și pe pământ, macrocosmosul este absolut identic cu microcosmosul și când vorbim de macrocosmos, de materia hadronică și restul, aproape 90% materie întunecată și energie întunecată, exact atât întuneric avem și noi. Ce înseamnă întunericul acesta? Înseamnă exact ce gândim noi, ce înseamnă egoismul sau individualitatea, varianta bună, transcensă deja a egoismului, individualitatea. Și undeva vedeți această tendință a cursului, această dezvoltare personală îngrozitoare care a dus spre luciferianism, când spui să te iubești pe tine, dar uite odată toate prostiile astea, ce trebuie să te intereseze de altcineva? Tu trebuie să te iubești pe tine. Ești atât de minunată, de minunată, de frumoasă. Ce trebuie ție alte probleme? Trebuie să înveți să te iubești. E, vedeți aici, ideea aceasta e atât de vicleană, pentru că în clipa în care te orientezi doar spre tine, îți crești, îți întărești acest întuneric. Și s-a dovedit foarte interesant, Dumnezeu a îngăduit să fie sfinți, să fie sfinți și contemporan cu noi, la care s-au făcut fotografii, lăsând icoanele. Au apucat, de exemplu, un loc al Crimei și Sfântul Nectarie, avem fotografii cu Sfântul Nectarie. Să știți că sfinții aceștia nu mai zic, dar se invocă că e controversat, nu ne interesează pe noi ideile care se lovesc. Ne interesează sfinții recunoscuți de toți. Sfântul Nectarie avea fotografii, să știți. Sunt foarte multe poze cu el în care, stând ziua în amiază mare în lumină, nu îi se vede umbra. Și asta este un lucru consacrat de martorii care spun, Dionisius Farasiotis, autorul cărții Părintele Paisiei și Mari Înțelepți al Indiei, care a fost martor și multe mărturii sunt în cartea aceea, toți care mergeau la Sfântul Paisie nu vedeau umbră lângă el. Deci lumina trecea prin el, transparent devenise părintele atâta timp cât reușise să-și aibă o acțiune, alchimizarea întunericului, fiindcă asta este rolul nostru pe pământ. Ne alchimizăm întunericul. Întunericul nu este ceva rău. Întunericul este un combustibil pe care îl folosești pentru a evolua spiritual. Asta apropo de materia, manifestarea omului cuantic. Nu numai atât. Să știți că problema aceasta egoismului este necesară, ne naștem, copiii au acest lucru, de a avea ceva al lui, plânge când îi iei din mânuță, e ceva natural. Evoluția omului constă tocmai, e atât de simplu, în a-ți depăși această frică, vorbind de frici la un moment dat, asta e un subiect extraordinar, fricile
Să știți, sunt convins că domnul doctor să completeze aici, vorba de tensegritate și memoria celulei. Când vorbim de tensegritate, vorbim de citoschelet și de MEC. Este această matrice extracelulară. Sunt vorba de filamente, fibre care sunt, ancorează nucleul și fibre care ancorează celulele. Toate vibrează în consonanță, în funcție de starea cuantică omului, de rugăciunea lui, de memoria celulei, adică metalnic care se fac ritmic, rugăciune care se fac ritmic, de ritmicitatea unui sportiv de performanță, care are o oră fixă la cronofarmacologia, medicamentul care e la oră fixă, tot oră fixă de memorie celulei. Asta este o stare cuantică, într în care tu reușești să creezi tensegritate, adică vibrația aceasta cu memorie la ore fixe, ritmicitatea inhibă, și asta e un fenomen incredibil, inhibă acel complex de două bobițe mici din mijlocul sistemului limbic, care e complexul amigdala. Inhibă complexul fricic, acolo este ascuns amigdala. Și în clipa în care, vedeți, așa, apropo de sport, de MK Ultra, era, se cunoaște acest, ce au făcut americanii cu experimentul acesta în Statele Unite pentru soldații aceia extraordinari, universali. Din același punct de vedere, să știți că și monocubul ne ajută foarte mult. Am experimentat personal, în punctul ăsta de vedere, această stare de limpezime a minții. De ce? Pentru că atunci când ești obosit sau ai anumite blocaje mentale, memoria ți este afectată, memoria pe scurtă durată. Absolut toată lumea, toți oamenii se plâng în ultima vreme de această afectare a memoriei. Toate aceste stări, să știți că atunci când îl folosesc, se simte imediat efectul. Apropo de lumină, pentru că vedeți ce se întâmplă cu descărcările de înaltă frecvență. Imită cumva fulgerul și azi acolo se află lumină. Deci din lumină provine acest oxigen pe care noi îl inhalăm și ne amprentează, intră direct în sânge. Iar această lumină, să știți, că cumva reconvertește structurile celulare. Îți limpezește mintea, îți, putem spune, sub altă formă, un fel de exorcizare la nivel celular. Aerul, care este primul nostru aliment din punct de vedere al greutății, spuneam că într-o zi putem și consumăm, ventilăm cam 15 kg de aer. Alimente undeva la un kilogram, apă la 2 litri de apă. Deci eu folosesc acest aparat, ImmunoCube, și am experiența utilizării lui la purificarea aerului din încăpere înainte de culcare. Și las 10, 15, uneori chiar 20 de minute înainte de a intra în cameră. Sigur că caut ca acea cameră să fie dormitorul cât mai izolată, da? Ca să rămână acolo principiile active generate de acest aparat. Și ai senzația că dormi într-o pădure, undeva aerul cu adevărat se purifică. Vedeți, poate că uităm de foarte multe ori că avem foarte mulți paraziți și în așternutul, care este aparent foarte curat. Da? Chiar de ordinul tardigradelor. Tardigradele, de care vorbea părintele, sunt niște artropode, undeva înrudite cu, să spunem, mai aproape de creveți, de tardigradele acestea, care, într-adevăr, trăiesc în anabioză. De fapt, este o contradicție în termen. Anabioză înseamnă suspendarea temporară a activităților vitale. Ele se deshidratează și, într-adevăr, rezistă și în vidul cosmic. Deci am această experiență în care purific aerul, purific așternuturile, da? Dacă lași puțin plapuma deoparte ca să pasă pătrundă, și efectul se constată. Da, foarte interesant. Chiar știm și despre acarieni că în medie o saltea, orice pat obișnuit are 2 milioane de acarieni. Și într-adevăr, ImmunoCube tratează nu doar aerul, apa, alimentele, dar iată că ne scapă și de paraziți, și de fungi, și din pereți, și din textile, și de peste tot. Timpul emisiunii este limitat. Vă invităm pentru săptămâna viitoare să ne urmăriți. O să continuăm această dezbatere. Mulțumim foarte mult atât domnului doctor Mencinikovski, cât și părintelui Adrian Singurov și lui Victor. Toate cele bune, Doamne ajută, multă înțelepciune în luarea deciziilor. O seară bună!
Trăim într-o lume modernă, tot mai tehnologizată, în care din ce în ce mai mulți oameni preferă mediile urbane, ce oferă locuri de muncă mai bune și un mod de viață mai confortabil, dar și unde pericolele pentru sănătate sunt întâlnite la tot pasul. Arhitectura modernă și clădirile înalte împiedică ventilația naturală a străzilor, ceea ce duce la stagnarea și încălzirea aerului. Iar numărul tot mai mare de autovehicule și întreprinderi contaminează mediul cu noxe nocive. Chiar și locuind la etajele superioare, deschizând zilnic ferestrele pentru aerisire, în loc de aer curat, locuințele se umplu cu smogul mortal. Aparatele de aer condiționat și sistemele centralizate de ventilație agravează situația și mai rău. Fără o întreținere corectă, devin mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, alergenilor și sporilor de mucegai, care, odată cu fluxul de aer, sunt răspândite în întreaga încăpere. Dar aceasta nu este singura amenințare la adresa sănătății noastre. Produsele alimentare din supermarketuri conțin o mulțime de chimicale nocive. Legumele și fructele crescute intensiv sunt pline de erbicide și pesticide. Iar carnea de pui, porc, vită și pește conține hormoni artificiali de creștere și antibiotice, care nu se elimină nici după fierbere. De asemenea, se știe că apa de la robinet nu este potabilă și prezintă pericole pentru sănătate. Mirosul neplăcut și gustul metalic sunt rezultatul conținutului ridicat de clor și particole de rugină, desprinse de pe țevile de alimentare. Astfel, apa, sursa esențială a vieții, devine cauza principală a îmbolnăvirilor, alergiilor și îmbătrânirii premature a organismului. Astăzi, viața oamenilor depinde în totalitate de orașe, dar cum ne putem proteja noi și pe cei dragi de toate aceste pericole? Soluția există. ImmunoCub. Cel mai performant sistem de purificare a aerului, a apei și a alimentelor la ora actuală. Cu ImmunoCub totul este simplu. Îl conectați la rețea și apăsați pe buton. În doar 15 minute veți respira un aer curat ca cel de munte, veți bea o apă pură ca de izvor și veți consuma alimente bio sănătoase. ImmunoCub este un sistem unic care folosește principiile geniale, ecologice și sigure, împrumutate direct de la natură. Spre deosebire de alte aparate, ImmunoCub nu suflă aer prin cartușe, ci generează impulsuri de înaltă frecvență care neutralizează compușii dăunători de la nivel molecular prin descompunerea lor în particule inofensive. ImmunoCub este cel mai puternic purificator de pe piață. Acoperă o suprafață de până la 90 de metri pătrați și consumă doar 10 W pe zi. ImmunoCub este singurul dispozitiv care elimină complet erbicidele, pesticidele, hormonii de creștere și antibioticele din alimente. ImmunoCub purifică rapid apa din rețea, elimină în totalitate clorul, metalele grele, culoarea și mirosurile neplăcute. Distruge bacteriile și virusii, o saturează cu oxigen, o alcalinizează și o face plăcută la gust. ImmunoCub este singurul aparat garantat 10 ani. Nu folosește cartușe, nu are consumabile și nu necesită întreținere. Cu ImmunoCub veți respira aer curat și veți îmbunătăți funcționarea plămânilor. Veți bea apă pură și veți îmbunătăți funcționarea rinichilor. Veți consuma alimente sănătoase și veți îmbunătăți funcționarea ficatului. Veți simți o explozie de energie. Sănătatea dumneavoastră se va îmbunătăți vizibil, iar imaginea din oglindă vă va bucura în fiecare zi. Cel mai important lucru în viață este sănătatea. Și asta contează cel mai mult. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. Mă doreau foarte rău umerii și mâinile, încheieturile. Aproape că nu puteam să mă mai îmbrac. Mi-a trecut, mi-a ameliorat. Eu l-am purtat în majoritatea timpului pe coloana. Coloana și-a dat drumul și motiv pentru care eu mă simt mai bine. Am, de exemplu, înțepătură, o durere în dreptul rinichiului unde am avut piatră și pun torserul, dar nu direct pe piele, pun în regiunea respectivă și în câteva minute nu mai simt nicio durere. La durerile reumatice am eu convingerea că rezultatele sunt nete, sunt clare. Dacă mă doare genunchiul și am pus torserul, este clar că îmi trece. Începând de la 10 minute până la o oră îl țin, dar de la 10 minute simt deja efectul, îmi trece. Am făcut o, cum să vă spun, o insomnie puternică. Și eu m-am zis că nu mai văd cu ochi. Am devenit foarte, foarte agitată. De la agitația asta am început să mă îngraș. L-am cumpărat și de atunci eu
mă simt foarte, foarte bine. Deci am putut să dorm, acum mă simt foarte bine. Mi-a părea o durere aici deasupra inimii. Am fost la doctor, mi-a schimbat tratamentul, tot degeaba. Ei, de când am torserul, iau tratamentul, într-adevăr, care mi l-a schimbat, dar tot mi-apare durerea. Cum mi-apare și pun aici în sutien, nu mai am probleme. Am descoperit dispozitivul acesta numit torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Mi-a fost recomandat acest dispozitiv, torser, care aș putea spune că a făcut ca durerile să dispară.